La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 60 de ani din Cavnic, în timp ce conducea un autoturism pe drumul către Baia Sprie, într-o curbă deosebit de periculoasă, a ieșit de pe șosea, după care a intrat într-un cap de pod. În urma evenimentului rutier, două femei de 31 și 53 de ani, pasagere în mașină, au fost rănite. Acesta a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiune de vătămare corporală din culpă.